Și bărbații și femeile și tinerii și bătrânii și bogații și săracii sunt doar oameni. Și în lutul frământat numit om există o disperată nevoie după cineva care este dincolo și mai mult decât omul. Suntem aici în această seară nu pentru o slujbă religioasă, nu pentru un predicator numit într-un fel sau altul. Nimeni nu m-ar aduce pe mine în sala aceasta, abținându-mă de la atâtea plăceri în care alții se scaldă, decât regele care mi-a mântuit sufletul, care mi-a iertat păcatele și care mi-a vindecat bolile. Decât împăratul în mâna căruia veșnică și eternă am pus familia și viitorul meu. Sunt aici ca să-i mulțumesc frumos și să-l invit să aibă grijă de omul acesta nestăpânit, să-l sfințească și să-l ducă în împărăția lui, unde nu va mai exista nici plâns, nici îndurere, nici trădare, pentru că acolo este Dumnezeu. Suntem aici să ne pregătim pentru acolo și pentru atunci și nu ne va opri nimeni să o facem. Vă mulțumesc că sunteți aici. Sunteți o încântare pentru mine și pentru Biserica Betania. Vă mulțumesc pentru că seara aceasta ați dedicat-o Domnului și acum inima vă este deschisă, pentru că simțiți ca și mine că Duhul Sfânt este aici. El este în control în seara aceasta. Va folosi cuvântul Domnului să vă mângâie sufletul, să vă dea încredere și bucurie. Va folosi cuvântul, dragi tineri, să vă dea siguranța că în viitorul acesta incert, plin de minciună și înșelare, puteți să vă încredeți în Domnul pentru deciziile vieții. Mă bucur că seara aceasta este un moment de adiere specială și divină pentru sufletul nostru. Așteptăm adiere de felul acesta și însetăm ca pământul însetat după prezența lui Dumnezeu. Cu îngăduința dumneavoastră pentru clipele care au mai rămas, aș vrea să rostesc cuvântul Domnului. L-am numit ce faci când seacă pârâul. Am ales să spun cuvântul acesta care nu conține prea multă învățătură, însă conține mângâiere, conține asigurarea că Dumnezeu te iubește și că atunci când ajungi în faliment, chiar dacă este un faliment al sănătății, un faliment financiar, un faliment în familie sau în alt domeniu, atunci când nu mai ai nicio soluție și ești disperat și nu mai poți să dormi noaptea, atunci, în clipa aceea când nu mai ești în control, atunci Dumnezeu este acolo. Dumnezeu te iubește și Dumnezeu aduce o pace eternă peste sufletul tău. Am ales cuvântul acesta ca un medicament din Cartea Domnului pentru sufletele lovite, vătămate și rănite. Și am numit cuvântul acesta ce faci când seacă pârâul. Am citit din cuvântul Domnului despre un bărbat unic pe care Dumnezeu l-a ales în Vechiul Testament și altul ca el n-a mai fost decât Ioan Botezătorul în Noul Testament. A fost un bărbat hotărât, impulsiv, ferm, integru și foarte dedicat. În tot Vechiul Testament nu a mai fost altul ca el. Doar în Noul Testament a mai fost unul la fel. La fel de agresiv, la fel de hotărât, la fel de integru și de vertical. Și Biblia face o corespondență și o analogie, o comparație între cei doi. Acesta este Ilie. Observați că atunci când Dumnezeu îl cheamă, el era doar un bărbat obișnuit. Așa spune cuvântul Domnului, unul dintre locuitorii Galaadului. N-a ales Dumnezeu pe șeful de promoție, n-a ales Dumnezeu pe licențiatul localității Galaad, și a ales Dumnezeu pe unul dintre locuitorii Galaadului, care nu sclipea cu nimic, dar în omul acela obișnuit a învestit cerul. Și a turnat ceva ce este de dincolo de om, de dincolo de școli și instituții. A turnat ceva din Dumnezeu și imediat acest bărbat a devenit special. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este că Dumnezeu l-a chemat pe Ilie. Scopul predicii mele însă este să vă spună dumneavoastră că puteți avea în viață momente de mare succes. Succes academic,
succes profesional, succes financiar, succes în relații, în familie, în biserică, succes în multele domenii care compun existența umană. Dar al doilea scop al predicii mele este să vă aduc aminte că de acolo, din vârful succesului, într-o singură clipă, ca pe topogan, poți cădea în abisurile disperării. Când devii dintr-o dată un nimeni, un nimic, și rămâne doar amintirea și urmează o vale a umbrei morții, când ești așa de dezamăgit încât nu mai știi cum te cheamă, îți pierzi controlul asupra realității și intri în criză, în depresie și te comporți subiectiv, iei decizii greșite, spui vorbe greșite, faci alianțe greșite, pentru că ești în depresie, nu mai ești în control, nu mai gândești obiectiv. Valea umbrei morții în care ai intrat te-a scos din confortul cu care erai obișnuit. Al treilea scop al predicii mele și ultimul în această seară este să-ți spună că pe lângă faptul că poți ajunge odată în viață la succes, poți însă să cobori în cel mai îngrozitor faliment, Dumnezeu poate să te scoată de acolo și să te ridice din nou. Pentru că scopul și inima lui de tată nu este să te vadă în fundul gropii, răvășit și frământat ca un vierme, ci este să te ridice, să-ți dea mângâiere, pentru că oricât de mult ai greșit, Dumnezeu totuși te iubește. Te vrea înapoi, vrea să-ți lege rănile, vrea să-și aducă aminte de rugăciunile pe care le-ai spus de-a lungul anilor și păreai că nu le aude nimeni. Și într-o zi sau într-o noapte, istoria se va schimba din nou. Și te va scoate Dumnezeu din nou la loc larg și te va pune Dumnezeu din nou cu picioarele pe stâncă. Aceste realități cutremurătoare se pot întâmpla odată în istoria unei vieți de om, de două ori, de trei ori sau de foarte multe ori. Viața oamenilor este foarte zbuciumată, plină de contradictoriu, de paradoxuri și de realități ciudate. Astăzi ești pe vârful munților, mâine ești în cea mai adâncă vale a disperării și a nenorocirii, pentru că viața te duce pe unde nu-ți propui vreodată să te duci. De aceea în seara aceasta, dragul meu prieten, îți vorbesc despre aceste realități întrebându-te: când râul este plin cu apă, e bine. Ai apă din abundență. Ai apă să te hrănești, să te speli, să dai și la alții. Dar ce faci când seacă râul? Atunci când nu mai ai apă nici măcar să-ți umezești buzele și te sperii că ești doar om, ești doar țărână, atunci te sperii și intri în disperare și încerci cu metode omenești să-ți rezolvi problemele și în loc să ieși, mai rău te afunzi. Atunci când seacă pârâul, ce faci? Acela este testul vieții. Acela este examenul credincioșiei. Nu când pârâul este plin cu apă. Nu! Atunci este un moment de relax, de odihnă, de pauză. Atunci Dumnezeu te lasă să te odihnești. Dar să știi că va suna clopoțelul și va începe examenul și pârâul va seca. Va seca și pentru mine dacă n-a secat, va seca și pentru dumneata dacă nu a secat. Dar haide să o luăm de la început și să vedem istoria lui Ilie, care de fapt este istoria noastră. În primul rând, așa cum anticipam, adică spuneam mai înainte, Dumnezeu îl cheamă pe Ilie. Îl cheamă Dumnezeu pe un om obișnuit, pe unul dintre locuitorii normali, obișnuiți ai Galaadului. Și observați că, în primul rând, Dumnezeu îl cheamă și îl pune într-o relație spirituală cu el. Atunci când Dumnezeu cheamă un om, primul lucru pe care îl face este să-l pună într-o relație spirituală cu sine, cu el. Observați, vă rog, versetul 1 din textul pe care l-am citit. Ilie, tișbitul, spune o rugăciune, dar rugăciunea lui este incredibilă, nu este o rugăciune obișnuită. Ilie are dintr-o dată autoritatea să spună, la cuvântul meu nu va ploa, nu va cădea ploaie, dar nu numai ploaie, nici măcar roua nu va cădea. Pentru că eu mă rog și pentru că mă rog eu, Dumnezeul meu mă ascultă. Pentru mine rugăciunea
Nu este doar un moment emoțional în care mă descătușesc de presiunile sentimentale acumulate. Nu este doar un mod în care arăt altora că sunt credincios. Ci pentru mine rugăciunea înseamnă să iau mesajul care mă frământă din mintea mea și prin credință să îl duc în mintea lui Dumnezeu. Să-l iau de peste neputința mea de om, de muritor, și să-l pun în mâna celui care controlează universul, care este suveran și care face ce vrea, când vrea, unde vrea și cu cine vrea. Glorie Domnului! Și nimeni nu-i stă împotrivă. Nici soarele, nici luna, nici moartea, nici diavolul, nici căpeteniile, nici stăpânirile. Pentru că El este Dumnezeu și a Lui e gloria. Îl cheamă Dumnezeu pe Ilie și îl pune într-o relație spirituală cu El. Într-o relație spirituală cu El. Și prima manifestare a acestei relații spirituale este rugăciunea. Ilie începe să se roage. Dragul meu prieten, dacă îl cunoști pe Domnul, nu te cred dacă nu te rogi. Dacă îl cunoști pe Domnul, eu nu te cred dacă nu te văd rugându-te. Pentru că oamenii care intră într-o relație spirituală cu Iisus Hristos, ei au o viață de rugăciune. Ei rămân într-o relație de comunicare cu acest Dumnezeu și nu o fac doar la biserică. Acesta este un compromis al zilelor noastre. Adevărata rugăciune care mă susține pe mine, nu o fac aici. Aici eu mă rog pentru popor și foarte puțin pentru mine. Adevărata rugăciune care mă susține pe mine, care mi înfrânează gândurile și sentimentele, care pune viața mea verticală înaintea lui Dumnezeu, este rugăciunea pe care o fac atunci când sunt singur. Un om al lui Dumnezeu, care are o relație spirituală cu Iisus Hristos, va avea o viață de rugăciune și rugăciunea lui va fi însoțită de autoritate. De multe ori am stat printre tineri, printre frași și printre surori și am spus, haide să-l binecuvântăm pe bărbatul acesta bolnav sau pe femeia aceasta speriată. Și oamenilor le-a fost frică să se roage. Oamenilor le este frică să spună, Doamne, binecuvintează-l pe păstorul nostru. Doamne, binecuvintează-l pe predicatorul acestei seri. Doamne, binecuvintează-l pe mai marele cântăreților. Oamenii se roagă la modul general. Binecuvintează-ne, Doamne! Rugăciunea noastră nu este însoțită de autoritate, pentru că relația spirituală cu Dumnezeu este una slabă. Dumnezeu l-a chemat pe Ilie și expresia relației spirituale cu Dumnezeu a fost o rugăciune încărcată de autoritate. La rugăciunea mea nu va ploua, pentru că eu sunt robul Domnului! Ilie a spus-o prin credință, nu prin nebunie. Ilie a spus-o nu dintr-o îndrăzneală, nu din îngânfare, nu din mândrie, nu din orgoliu, nu bazat pe capacitățile și pe școlile lui, pe relațiile și poziția lui. Ilie a spus-o pentru că a simțit în Duhul, datorită călăuzirii pe care o avea, datorită ungerii pe care o avea. Vai de slujitorii care n-au ungere astăzi și vai de, și de cei pe care ei îi slujesc. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă ungere. Ungerea aceasta nu dă comitetul, nu dă păstorul, nu dă cântăreții. O dă Dumnezeu. O dă Sfântul Dumnezeu. A Lui să fie gloria. Dar mi-o dă acasă. Pot să mă plec aici de 10 ori pe genunchi. Odată când intru, odată acolo, odată aici. Degeaba, dacă acasă nu-mi fac timp de Dumnezeu și o urmăresc doar confortul meu. Doar firea mea. Ilie a avut o relație spirituală cu Dumnezeu și s-a rugat și rugăciunea lui a fost încărcată de autoritate. Această experiență că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea a adus încredere în inima lui Ilie. A adus confort în inima lui Ilie. Nu numai atât, dar Dumnezeu îi vorbește și îi spune, Ilie, pleacă de aici, schimbă-ți domiciliu, du-te într-un loc unde eu mă voi ocupa de nevoile tale omenești. Și dintr-o dată Ilie se simte un privilegiat, un privilegiat al lui Dumnezeu și asta ridică valoarea lui de sine. El se simte un om în mâna lui Dumnezeu. Asta creează confort pentru Ilie. Ilie știe că Dumnezeu îl iubește. Ilie știe că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Ilie știe că Dumnezeu îl binecuvintează.
Ilie știe că Dumnezeu este cu el și asta înseamnă mult pentru Ilie. Și Ilie dintr-o dată se vede un privilegiat. Ilie dintr-o dată se vede un om binecuvântat. Dumnezeu îl cheamă pe Ilie și în primul rând îl implică într-o relație spirituală cu el. Apoi îl călăuzește într-un fel special. Priviți versetul 3. Ilie, pleacă de aici pentru că eu te voi călăuzi. Eu te voi inspira să mergi. Duhul meu îți va spune pe unde să o iei. Fii doar atent, așteaptă să-ți vorbesc. Ascultă-mă, Ilie, taci, nu vorbi, ca să mă auzi. Mai mult de atât, îl duce Dumnezeu pe Ilie într-un loc singur. Pentru că cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au fost crescuți nu în mod public, ci în singurătate. Moise este disciplinat în singurătate. Pavel este disciplinat în singurătate. Ilie este disciplinat în singurătate. Apostolii sunt luați din frământătura publică a vieții cotidiene și sunt aduși în singurătate cu Iisus, acolo unde, dincolo de freamătul străzii, au timp să mediteze la Dumnezeu și să fie liberi pentru ungere, pentru binecuvântare, pentru călăuzire. Dumnezeu îl conduce într-un loc unde îi împlinește în mod supranatural nevoile. Nu mai depindea de el, depindea doar de Dumnezeu. Și alege Dumnezeu să-i dea apă dintr-un pârâu. Era un afluent al Iordanului, era un pârâiaș care era plin cu apă curată de izvor. Pârâul se numea Cherit. Și Dumnezeu îi sugerează lui Ilie: Ilie, stai aici pentru că eu mă ocup de problema ta numită sete. Vezi, pârâul acesta are apă suficientă, să bei din el până te saturi, Ilie, să nu faci economie de apă, să bei cât îți trebuie. Și în mintea lui, în mintea lui Ilie probabil s-a născut următoarea întrebare: dar ce o să mănânc, Doamne? Și răspunsul lui Dumnezeu vine: Ilie, o să mă ocup de hrana ta, o să trimit un corb, o să trimit niște corbi să-ți aducă mâncare. Cu siguranță, așa cum eu n-am văzut pe cineva hrănit de corbi, nici Ilie n-a mai văzut pe cineva hrănit de corbi. Și n-a ales Dumnezeu măcar niște păsări mai frumoase, niște porumbei, niște lebede. A ales Dumnezeu niște corbi. Corbii, dacă ați văzut vreodată corbi, n-au cea mai estetică înfățișare. Și totuși Dumnezeu are aceste decizii care deseori noi le calificăm în tot felul, le spunem noi în tot felul, pentru că sunt puțin dincolo de limita normalului. Așa le calificăm noi. Asta nu înseamnă că ele sunt așa. Și Dumnezeu pregătește pentru Ilie un confort de care Dumnezeu se ocupă și pentru care Dumnezeu se cheltuie. Stai aici, Ilie, pe cheltuiala mea. Vreau să ai confort. Vreau să te simți bine. Vreau să simți că eu te iubesc și că mă ocup de tine. Vreau să prinzi la inimă încredere că eu sunt Dumnezeul tău. Și imaginați-vă-l pe Ilie că a stat acolo. Foarte probabil că a stat în jur de un an de zile, dacă cercetați cuvântul Domnului. Este relativ, dar oricum, 3 ani de zile, el merge în 2 locuri. Aici la Cherit și în Sarepta. Și aceste 2 locuri iau lui Ilie 3 ani, că după aceea este trimis la Ahab, că după 3 ani urma să spună că va veni ploaie, potrivit profeției pe care a făcut-o la început. Și stă Ilie acolo vreme, foarte probabil un an jumate, 2 ani, o jumătate de an, nu știm sigur, dar a stat mult. Și Ilie n-are nicio responsabilitate. Privește natura, se plimbă pe malul apei, ascultă păsările, broaștele și când îi se face sete, se apleacă și bea. Nu plătește apa, nu muncește pentru ea, stă liniștit. Când îi se făcea foame, venea dimineața, veneau corbii, pâine și carne, pâine și carne. Și venea seara și când se făcea din nou foame lui Ilie, veneau corbii, pâine și carne. Și trece o zi și trec 2 zile și trec 3 zile și Ilie, o persoană stresată, dintr-o dată este trimis la relax. Și el este trimis la odihnă și la confort și stă acolo și nu are nicio responsabilitate. Aceasta este o perioadă de aur a lui Ilie. Acum mă opresc puțin și vreau să-ți spun, dragul meu prieten, orice om are în viață o astfel de perioadă. La unii această perioadă este lungă aproape cât viața. La alții atât de scurtă încât aproape nici nu știi când e. La cei mai mulți, de ordinul anilor sau zecilor de ani. Sunt oameni care au succes în business.
Au pornit de nicăieri. Dar așa i-a binecuvântat Dumnezeu. Și dacă îl întreb cum a ajuns acolo, nu știe să-ți spună. L-a binecuvântat Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu așa un chierit financiar și un chierit de business în care îi merge grozav și pârâul este plin, de aproape dă peste maluri. Și stă omul acolo și zice, Doamne, slavă ție! Alții stau la chierit și sunt sănătoși și toată viața nu fac o injecție sau nu înghit o pastilă. Alții nimeresc o soție sau un soț, zicem noi pâinea lui Dumnezeu și nu se ceartă odată, timp în care alții se bat și se divorțează. Și tot felul de binecuvântări lasă Dumnezeu, tot felul de pârâiașe trimite Dumnezeu. Și fiecare dintre noi avem o vreme când stăm la chierit și Dumnezeu ne binecuvintează. Aceea este o vreme în care suntem binecuvântați pământește, în care avem aproape de toate și ne merge bine. În această stare însă omul se dezechilibrează. Țineți minte, frați și surori, dacă vreți și dacă puteți. În această stare de confort absolut, omul cel mai mulți dintre oameni se dezechilibrează. Se dezechilibrează și încep să prindă prea multă încredere în ei, prea multă încredere în pârâu, prea multă încredere în corbi și uită de cel care pune și apa în pârâu și de cel care pune în ciocul corbilor și în ghearele lor pâine și carne. Și omul începe să creadă că merită tot confortul acesta. Dar dintr-o dată, punctul numărul 2 al predicii mele, Dumnezeu îl încearcă pe Ilie. Și în timp ce Ilie stătea pe malul apei, observă cu îngrijorare că debitul apei începe să scadă. Apa este tulbure, este amestecată cu noroi, cu nămol, cu pământ și este din ce în ce mai puțină. Și Ilie începe să-și pună semne de întrebare. Probabil că s-a gândit, eu ce am să fac dacă seacă pârâul? Și pârâul începe să sece. Și într-o zi nu mai este niciun firicel de apă în pârâu. Și se uită Ilie în zare și nu mai vin corbii. Pârâul a secat. Și confortul lui Ilie, dintr-o dată, este oprit. Observați, vă rog, că resursele lui Ilie se opresc. Versetul 7. Dar după câteva vreme, nu spune Dumnezeu câtă, după câteva vreme, pârâul a secat. Resursele lui Ilie, binecuvântarea lui Ilie s-a oprit. Dintr-o dată business-ul o ia în jos. Dintr-o dată o boală nemiloasă vine fără să-și ceară permisiunea. Dintr-o dată un conflict se naște. Dintr-o dată relația care mergea bine se rupe și în locul păcii urmează cearta, disprețul, rușinea și toate celelalte. Și te gândești ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, încerci să pui vina pe cineva, încerci să pui vina pe biserica la care mergi, încerci să pui vina pe greșeala de ieri, încerci să pui vina pe tine zicând înseamnă că am păcătuit eu cu ceva, încerci să pui vina pe păstor că nu conduce bine biserica și nu-i trezire, încerci să pui vina pe familie, că încerci să pui vina pe cineva, pentru că s-au sfârșit resursele și dintr-o dată vezi că nu mai ai confort. Pentru că confortul s-a încheiat. Observați-l pe Ilie expus lipsurilor și disperări. Pârâul care până ieri era plin, astăzi este uscat ca drumul. Nici o picătură de apă pe fundul lui. Și Ilie intră în disperare. Ilie se sperie. Ca oricare om se întreabă ce se întâmplă. Ce o să facă Dumnezeu? Ce o să beau eu? Ce o să mănânc eu? Observați, vă rog, al treilea lucru mergând prin cuvântul Domnului. Al treilea lucru al predicii mele, luată din cuvântul Domnului. Dumnezeu îl ridică pe Ilie. Dumnezeu îl salvează pe Ilie. Dumnezeu îl ridică, Dumnezeu îl salvează pe Ilie. Observați că Dumnezeu intervine în problema lui Ilie. Versetul 8. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ilie. Când? Când a secat pârâul. Atâta vreme cât pârâul a fost plin, Dumnezeu nu i-a zis nimic lui Ilie. Ilie a avut o vreme bună, a avut o vreme de
Luni de zile, probabil, când a stat liniștit acolo și s-a bucurat de harul lui Dumnezeu. Dacă i-o fi mulțumit sau nu, nu știm. Dar Dumnezeu nu spune Biblia că i-a vorbit. A stat acolo și s-a odihnit. La un moment dat pârâul seacă și dintr-o dată Ilie ajunge la fundul sacului cu resursele. În clipa aceea a lipsurilor lui, Dumnezeu intervine în problema lui și vorbește. Dumnezeu intervine și vorbește. Dragul meu prieten, frate sau soră, stai în această seară pe bancă și dincolo de realizările pe care le ai, ai și eșecuri, că ești om. Unii au bani, dar n-au sănătate. Alții au sănătate, dar n-au bani. Unii au una, dar niciunul nu le are pe toate. Fiecăruia îi lipsește ceva. Cei mai mulți dintre noi avem succes în anumite domenii, dar avem și falimente în altele. Și atunci când pârâul seacă, atunci când ajungi la marginea gropii, atunci când nu mai vezi nicio soluție, când ești prins de viață la colț, atunci intri în disperare că ești muritor. În clipa aceea, Dumnezeul pe care îl slujești vorbește. N-ai de ce să te temi. Frate și soră, n-ai de ce să te temi. În clipa aceea, la momentul potrivit, Dumnezeu va vorbi. Să nu vă permite să intrați în panică. Chiar dacă vedeți că pârâul seacă, chiar dacă vedeți că nu mai vin corbii, să nu vă permite să intrați în panică. Să știți că la momentul potrivit, Dumnezeu va vorbi. Nu meritați neapărat ca să vorbească Dumnezeu, dar Dumnezeu, din pricina numelui Său și a demnității Sale, datorită iubirii Lui de Dumnezeu, va vorbi la momentul potrivit. Va interveni Dumnezeu în problema în care ești. Va interveni Dumnezeu în situația în care te afli, să nu te sperii, să te încrezi în Domnul, să nu te încrezi în oameni. Oamenii te vor părăsi atunci când pârâul este secat. Oamenii te vor părăsi când nu mai vin corbii, nu mai vin nici ei, pentru că deseori ei vin să împarți mâncarea pe care o aduc corbii cu ei. Oamenii nu întotdeauna vin să-ți aducă, oamenii vin să mănânce și ei din ce aduc corbii pentru tine. Și când seacă pârâul, să nu te încrezi în oameni, indiferent cum se numesc ei, să-i iubești pe oameni, să-i respecti, să-i binecuvintezi, să-i ierți, să colaborezi cu ei, dar să ții minte, să nu te încrezi în omul muritor. Pentru că Biblia spune, blestemat să fie omul care se încrede în om și își abate inima de la Dumnezeu. Știu că fiecare dintre dumneavoastră ați avut experiența trădării, cel puțin o dată în viață până acum. O experiență a trădării mai profundă sau mai superficială. Singurul care nu trădează niciodată este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El merită onoarea și gloria. Noi suntem oameni care avem experiență cu Dumnezeu. Noi știm cine este Domnul. De-a lungul anilor am probat credincioșia Lui. Și nici măcar o singură dată măcar, de exemplu, nici măcar atât, Dumnezeu nu a uitat să facă ceea ce a promis. Pentru că El nici nu doarme și nici nu ațipește, nu dormitează, n-are o stare așa de indiferență, ci El permanent veghează. Pentru că ești o persoană specială pentru Domnul. Ești o persoană valoroasă pentru Domnul. Valoarea nu stă în banii pe care îi ai. Valoarea nu stă în slujba pe care o ai. Valoarea nu stă în frumusețea pe care o ai. Valoarea stă în faptul că ești om creat de Domnul. Și indiferent de cine ești, ce ești și cât ai, Dumnezeu te iubește în egală măsură. Dacă ești sărac, Dumnezeu te iubește ca pe cel mai bogat om de pe Terra. Dacă ești valoros și inteligent, Dumnezeu te iubește ca pe cel mai puțin inteligent om de pe Terra. Și Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel. Aceasta este concluzia. Să nu spui, pe mine nu mă iubește Dumnezeu, pentru că nu gândi omenește, omule, gândește duhovnicește. Nu gândi firește, încrede-te în Domnul în ziua încercării. Și când nu vei mai putea, când pârâul va fi sec, atunci va vorbi Domnul. Atunci va vorbi Domnul. N-ai de ce să te temi. Dacă te sperii, atunci îi vei demonstra lui Dumnezeu că nu ai încredere în El. Îi vei demonstra lui Dumnezeu că nu crezi în resursele Lui și că încerci să te descurci pe cont propriu și faci din eu-ul personal un super eu. În felul ăsta se dezvoltă sinele. Ei bine, Dumnezeu, însă, pentru oamenii credincioși care au speranță în El,
Dumnezeu vorbește la momentul potrivit. Dumnezeu intervine și pune capăt lipsurilor din viața lui Ilie. Observați versetul 9. Scoală-te, Ilie, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit cuiva să te hrănească. Ilie, m-am gândit la tine, înainte să-ți fie sete, eu deja am făcut planul pentru tine. Înainte să sece pârâul, eu am avut un plan de rezervă pentru tine. Înainte să-ți cheltui ultimii bani, eu deja am pregătit un nou geap pentru tine. Înainte să-ți fie frică, eu deja m-am pregătit să vin în ajutorul tău. Să nu te temi, să nu te sperii. Anii de binecuvântare nu ți-au fost suficienți să vezi că-mi pasă de tine? Anii în care te-am purtat pe brațe nu sunt suficienți pentru tine să înțelegi că eu sunt Dumnezeul tău? Că eu mă ocup de tine într-o manieră specială, de tine și de urmașii tăi? Că tu ești important pentru mine și că eu investesc resursele mele ca să ai tot ceea ce trebuie? Eu n-am să te las, de multe ori te pun la încercare, dar încercarea mea are limită pentru tine, că tu ești om. Soluția lui Dumnezeu, din nou, este supranaturală. Supranatural a fost și la Chierit. Să vină cu orbii să-ți aducă mâncare este anormal și supranatural. Observați, pasărea aceea a fost călăuzită de Dumnezeu într-un mod supranatural. A venit lângă Ilie și de două ori pe zi lăsa acolo pâine și carne. În mod normal, o pasăre nu are o asemenea capacitate, dar a fost ceva supranatural, pregătit de Dumnezeu în atotputernicia și în suveranitatea sa. El poate să poruncească păsărilor, animalelor, el schimbă istoria, el poruncește stelelor. Atunci când s-a născut Iisus, a poruncit unei stele să se apropie mai mult de pământ, lumina ei să fie mai puternică, să fie deosebită în strălucirea ei și să aibă o anumită traiectorie. Și steaua aceea a făcut așa cum i-a spus Dumnezeu. Cât de mare este Dumnezeu! Cât de puternic este Dumnezeu! Glorie Domnului! Acesta este Dumnezeul nostru, în care ne încredem. Pentru acest Dumnezeu am părăsit păcatul și pe acest Dumnezeu îl așteptăm să revină în glorie și să ne ducă acolo unde este El. Să ne ia din mijlocul lacrimilor și al durerilor, aici unde pârâul când seacă, când este plin, și să ne ducă în abundență veșnică, în prezența lui Iisus Hristos. Să se încingă cu un ștergar și să ne slujească. Ne pregătim pentru clipa aceea, ne înfrânăm pentru clipa aceea, ne ostenim și ne cheltuim pentru clipa aceea, pentru că ea este aproape. Ea poate fi clipa următoare. Observați că Dumnezeu îl ridică pe Ilie și în mod supranatural îi rezolvă problema. Al patrulea punct în încheiere, Dumnezeu îi dă o lecție lui Ilie. De ce dă Dumnezeu lecții oamenilor? Ca să-i maturizeze. De ce primesc copiii noștri lecții la școală? Ca să se maturizeze intelectual. În biserică nu te maturizezi intelectual, doar, în primul rând, te maturizezi spiritual. Te maturizezi spiritual. Și Dumnezeu îi dă o lecție lui Ilie. Și lecția aceasta îl învăța pe Ilie câteva lucruri. În primul rând, îl învăța pe Ilie să nu depindă de pârâu și de corbi, ci să depindă de Dumnezeu. Pentru că pârâul poate fi o vreme în viață, dar Dumnezeu e întotdeauna. Corbii sunt doar o vreme în viață, dar Dumnezeu este veșnic. Dragul meu, să nu te încrezi în bani, azi i-ai și mâine nu. Să nu te încrezi în sănătate, azi o ai, mâine nu. Ca mâine vine un diagnostic care îți spune cancer sau altceva de felul acesta. Într-una dintre bisericile pe care eu le-am păstorit, o biserică din București, cu același nume ca Biserica Betania, a existat o familie cu care noi am avut părtășie sfântă în Domnul. Ei au misionat într-un sat numit Mârșa, unde au plantat o biserică și au făcut o lucrare frumoasă acolo. A fost o familie scumpă pentru Domnul. Este vorba de familia Gherghe, unii dintre dumneavoastră prietenii mei de aici o știți. Soția lui, ca din senin, de vârsta soției mele, cu puțin timp în urmă s-a îmbolnăvit de cancer. Și ne-am rugat cu toții. Și ne-am rugat și ne-am rugat. Și astăzi de dimineață, la ora 6, ora României, Dumnezeu a chemat-o acasă. O femeie tânără care putea să mai trăiască cel puțin încă atât.
Întrebări. De ce? De ce, Doamne? De ce, Doamne? De ce, Doamne? Cu 4 zile înainte să moară, Dumnezeu a venit la ea. Ea a mărturisit femeii care era lângă ea, o soră în Domnul. Și i-a spus, Aura, peste 4 zile am să vin să te iau și să te duc acasă. Te iau acum pentru că ești pregătit. Pe soțul tău nu-l iau pentru că nu este încă pregătit. Pe tine te iau că acum ești pregătit. Dar să nu-i spui soțului tău. Această femeie a mărturisit surorii care se ocupa de ea și i-a spus toată întâmplarea. Și a rugat-o în încheiere, te rog să nu-i spui soțului meu decât după ce eu voi muri. Și astăzi de dimineață la 6:05, la 5 minute după moartea ei, această soră a chemat pe soțul disperat, care își smulgea părul și hainele, și i-a spus, ascultă-mă, uite ce i-a spus Domnul surorii mele și soției tale. Și i-a spus toată această întâmplare, toată această descoperire, care într-o anumită măsură l-a liniștit. Nu te încrede în sănătate, ea este relativă. Nu te încrede în bani, ei sunt relativi. Nu te încrede în relații și în prietenii, ele sunt relative. Azi sunt, mâine nu sunt. Nu te încrede în nimic de pe pământ. Dragul meu, dacă ai ceva astăzi și datorită acelui ceva ești binecuvântat și îți merge bine, ai confort, nu fă nebunia să te încrezi în lucrul acela. Dumnezeu a vrut să-l învețe pe Ilie practic, pe noi deocamdată doar teoretic. Nu vă încredeți în binecuvântare, încredeți-vă în Cel ce dă binecuvântarea. Nu vă încredeți în pârâul plin, mâine seacă, dar încredeți-vă în Dumnezeu că mai are alte pâraie. Nu e nicio problemă dacă seacă pârâul acesta. La 2 pași Dumnezeu are alt pârâu și alt pârâu și alt pârâu, pentru că El este Dumnezeu, El este apa vie. A doua lecție pe care Dumnezeu îl învață pe Ilie este să nu-L limiteze pe Dumnezeu la pârâu. Ilie, foarte probabil că a fost ispitit să creadă că Dumnezeu este puternic cât pârâul este plin. L-a crezut pe Dumnezeu egal cu pârâul. Dumnezeu nu seacă ca pârâul. Dumnezeu nu se usucă ca malurile acestuia. Dumnezeu nu rămâne lipsit de apă, de viață, de sevă și de resurse. De multe ori îl măsurăm pe Dumnezeu prin binecuvântările pe care le primim. De multe ori credem despre Dumnezeu că este atât de mare în funcție de experiențele pe care le avem. Ascultați-mă, oameni ai lui Dumnezeu! Dumnezeu nu-i doar atât de mare cât experiențele noastre. Dumnezeu nu-i doar atât de mare cât binecuvântările pe care ni le dă. Binecuvântările noastre sunt limitate, experiențele noastre sunt limitate. Dumnezeu este infinit, este etern, este nelimitat, El este veșnic. Slavă Lui! Ilie a învățat această lecție, a învățat-o și pe prima și pe a doua. Și în al treilea rând, a treia lecție, Dumnezeu l-a învățat pe Ilie să nu creadă că merită lucrurile pe care le are. La un moment dat, probabil că Ilie a început să creadă că merită apa. Și probabil că a crezut că merită să vină corbii și să facă transporturi regulate către el și să-i aducă mâncare. El a crezut că el merită aceste lucruri și s-a obișnuit cu ele să le aibă și nu și-a conceput viața fără apă și fără mâncare. Nu și-a conceput viața fără corbi și fără cheritul plin. După mintea lui, pârâul trebuia să fie mereu plin, că el merită, și corbii făceau curse regulate, că el merită. El n-a conceput o zi fără aceste resurse. Noi nu concepem viața fără automobil, fără telefon, fără card, fără bani, fără serviciu, fără prieteni, fără slujbe, fără oameni care să spună, yes, ești grozav. Noi nu concepem viața fără așa ceva. Noi ni se pare că merităm aceste lucruri. Și dacă cumva vreodată vă trece prin cap să nu mai îmi dați lucrurile pe care aștept să mi le dați, mă supăr. Și vă fac reproșuri și spun, băi, dar nu mai îmi dai chestia aia? Nu mai mă respecti? Nu mai îmi dai întietate? Nu mai... De ce? Pentru că eu m-am obișnuit să fiu așa. Și eu cred că merit asta. Eu vreau până la sfârșitul zilelor mele toată lumea și Dumnezeu și viața și împrejurările așa să fie față de mine. Și dacă vreodată cheritul seacă, eu intru în panică și spun, domnule, nu e normal, nu e obișnuit, nu-i drept.
Eu nu sunt obișnuit cu așa ceva. Eu nu merit asta. Oamenii cred că merită confort, sănătate, bani, binecuvântări. Ei cred că merită de când se nasc până mor să nu fie bolnav niciodată. Iar dacă vine o boală, ăsta-i blestem. Dacă vine vreo vreme grea de încercare, asta e nenorocire. De ce? Pentru că noi am făcut din lumea aceasta un vis și un ideal. Am uitat că pe calea aceasta deseori vom avea necazuri, deseori vom avea încercări, deseori vom fi ispitiți, loviți, când din afară, când dinăuntru. Și asta nu spune lui Gimițu, spune Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi am uitat că nu suntem încă acasă, suntem doar în călătorie, suntem doar în tranzit. Suntem încă pe un pământ unde nu avem drept și cetățenie. Suntem încă străini. Când nu ai cetățenie în America, guvernul te tratează într-un fel. Când primești cetățenia, guvernul te tratează dintr-o dată în alt fel. Îți dă drepturi. Noi nu avem încă cetățenie aici. De aceea viața se poartă cu noi cum se poartă. De aceea primim totul doar așa câte puțin. Și deseori suntem nedreptățiți și loviți și trântiți la pământ. Deseori ne îmbolnăvim. Deseori ni se face rău și nu merităm. Deseori în loc să ni se spună mulțumesc pentru munca investită, pentru ani și cheltuială dată în numele lui Iisus, suntem apostrofați, suntem jigniți, ni se spun cuvinte urâte și în loc să primim ceea ce merităm, ni se oferă altceva.